Mii de oameni sunt victime ale accidentelor rutiere și numai în acest an aproape 170 de persoane au murit pe șoselele Republicii Moldova. În contextul Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, poliția a organizat un flash mob la Chișinău. Organizatorii au făcut din lumânări conturul unui pieton și au adus mașini avariate în accidente și jucării în Piața Marii Adunării Naționale. De la începutul anului, pe drumurile naționale din Republica Moldova s-au înregistrat peste 1600 de accidente. Din această cauză, 168 de persoane au murit, iar alte peste 1900 au fost rănite. Puțin peste 800 de accidente, adică aproape jumătate din numărul total, s-au produs în orașele mari și au luat 24 de vieți. Chișinăul conduce într-un nedorit top al localităților cu cele mai multe astfel de nenorociri. Alexandru Coșcodan este tatăl biciclistului care a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer beat. Cu ce mesaj nou aș veni? Cu mesajul de a cere nu doar autorităților, dar și întregii societăți o responsabilizare mai mare, o cultură mai bogată, un comportament mai decent în trafic. Pe asfaltul din Piața Marii Adunării Naționale a fost adusă încălțămintea victimelor accidentelor, dar și jucării. Sunt imagini ce au rolul de a sensibiliza, dar mai ales de a-i face pe toți participanții la trafic mai responsabili. Noi ne-am adunat pentru a atrage atenția populației către accidentele rutiere și traumatismul care este provocat de către accidentele rutiere și faptul că sunt neglijate în țara noastră. Am venit cu mesajul că trebuie să fim mai atenți când mergem, când trecem strada. Din numărul total de accidente rutiere, 30% sunt din motivul vitezei excesive și a infrastructurii proaste. În continuare, în acest an, rămâne cel mai periculos traseu național R6, care este de la Chișinău, Orhei, Bălți. Pe acest traseu s-au întâmplat 50 de accidente rutiere, au murit 13 oameni și au fost accidentați 89 de persoane. În fiecare an, în a treia duminică din noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere.